Și suntem live. Mă bucur să-l văd pe Doru. Dragi prieteni, bună seara, bun venit la Cafeneaua Filozofică. Dacă vorbim despre educație, am întârziat un minut, poate chiar două, așa se întâmplă când intrăm în clasă. Știu că sunteți în vacanță și noi am vrea să fim, dar dacă sunteți părinte sau elev sau student sau dacă vă preocupă în vreun fel soarta educației din România, atunci asta este o vară specială, pentru că, așa cum știți prea bine, s-au pus în discuție o nouă lege a educației, noi propuneri pentru educație, așa că nu știm foarte bine cum o să începem la toamnă anul școlar. Noua lege a educației propusă în discuție și care va fi în discuție publică până în 24 august, a fost foarte criticată în ultimele săptămâni. Au vorbit despre ea foarte critic profesori și asociații de profesori, asociații de elevi și asociații de părinți. Așa că m-am gândit că nu putem pleca în vacanță, Cafeneaua Filozofică ar trebui să dedicăm o seară și acestui subiect foarte important de pe agenda publică. Și cumva v-aș propune să facem un brainstorming. Am invitat aici cu noi în seara asta oameni care în ultimii ani s-au ocupat de educație, au avut preocupări și au scris despre cum arată educația în România, ce ar trebui să facem legat de educația din România. Au scris cărți, au scris articole. Dacă dați o căutare pe Google, o să-i găsiți cu siguranță. Alături de noi în seara asta, Luminița Corneanu, Doru Căstăian, Mihai Noci, o să apară și Ciprian Mahmihari într-un moment. Și împreună cu Petru Clej, vă moderați, pe care o vrem la nivel de brainstorming. E nevoie de o nouă lege a educației, cum arată propunerea ministerului, ce e de criticat acolo, ce ar trebui să facem. Și l-am rugat pe Petru Clej, ca în introducere, să facă un mic rezumat al stării de fapt, un mic rezumat al criticilor care s-au adus până acum propunerilor legislative ale ministerului. Petru, trebuie să-ți dai drumul la microfon. Mulțumesc, Dana. Este vorba, în primul rând, de două proiecte de lege. Proiectul Legea Învățământului Preuniversitar România Educată și, ați ghicit, proiectul Legea Învățământului Superior România Educată. Prima are 156 de pagini, a doua 126 de pagini, deci nu propun să vă fac rezumatul pentru că am stat aici până săptămâna viitoare. În schimb, am trecut cu ajutorul site-ului EduPedu, le mulțumesc colegilor mei, pe câteva critici pe aceste două proiecte de lege, la care au contribuit 64 de organizații cu peste 12.400 de persoane consultate. Și un prim exemplu ar fi consilierul de stat din echipa premierului Nicolae Ciucă, Sorin Costreie, care critică eliminarea din legea educației a limitării numărului de mandate pe care le poate avea un rector prin proiectul noi legea învățământului superior, potrivit lui Costreie, care este și prorector la Universitatea de București. În cazul în care un rector ajunge să aibă mai mult de două mandate, există, citesc, pericolul unor derapaje autocratice. Am încheiat citatul. Apoi, funcțiile de conducere din universități trebuie să fie incompatibile cu cele din politică, solicită Alianța Studenților, care se opune eliminării de facto a limitei impuse de lege pentru mandatele rectorilor. Din nou, o critică. Jurnalistul Cristian Pantazi, redactor șef la G4 Media, dă câteva dintre minusurile acestor legi, desfințează CNAT cu Consiliul care analizează sesizările de plagiat, împin scandal privind acuzațiile de plagiat la adresa premierului Ciucă,
dă posibilitatea renunțării la titlul de doctorat, introduce o admitere paralelă pentru colegiile naționale, favorizând profesorii de la aceste colegii care fac meditații pentru intrarea în liceu și înființarea a mii de noi posturi de conducere politizate. Alta este includerea limbii române alături de alte discipline într-o singură probă de bacalaureat, reduce considerabil importanța formativă a limbii și literaturii naționale, spune Asociația Profesorilor de Limbă Română. Orice persoană cu studii superioare poate să predea în școli fără module de pregătire sau masterat didactic, prin excepția introdusă de noul proiect de lege. Răspunde Ioana Lazăr, secretar general al Ministerului Educației, trebuie să începem să fim un pic mai deschiși în ceea ce înseamnă recunoașterea competențelor din contexte formale, informale. În sfârșit, examenele de admitere la liceu, susținute prin pachetul de legi al educației, o sursă de inechitate în ochii OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, organizația propunea într-un raport de anul trecut soluții prin care să se pună mai puțin accentul pe rezultatele examenelor. Dana, acestea sunt criticile și sugestiile pe care le-am selecționat la adresa celor două proiecte de lege. Mulțumesc, Petru. Cred că între timp am putea spune că s-au mai pronunțat și rectorii principalilor universități, tot cu diverse tipuri de critici. Cam toată lumea ne spune că ceva nu-i în regulă. Evident, nu-i vorba de același ceva, așa cum foarte bine ai trecut în revistă. Eu aș vrea să încep cu o întrebare foarte generală pentru invitații noștri, care din nou sunt oameni care s-au ocupat de problema educației din România, unii dintre ei de foarte mulți ani. Întrebarea este: de ce e nevoie de o nouă lege a învățământului în România? Și nu știu cum să vă invit să interveniți, cum vreți. Uite, o să intervenim cu Doruca, o să începem cu Doruca Stăian. Mulțumesc, Dana, și pentru invitație și pentru cuvântul acordat. Eu sunt dintre cei care cred că era nevoie, pentru simplu motiv că foarte multe lucruri merg prost și foarte prost. Și merg structural prost, din cauze sistemice și nu neapărat din cauze accidentale. Deci, dacă întrebarea e, aveam nevoie de o reașezare a educației în România, răspunsul pentru mine e sigur da. Dacă aveam nevoie de o reașezare prin lege, posibil, deși cadrul transformării educației prin lege în România, cred că s-a mai încercat, nu? Dacă ne gândim la legea 1 din 2011, care n-a fost niciodată aplicată, de fapt, în forma și în intențiile ei inițiale. Și din punctul meu de vedere, se putea reveni eventual la lege, amendate amendamentele eventual și readusă la forma și intențiile ei inițiale. Și nu știu dacă ar fi fost nevoie acum de o reformulare a unei noi legi. Nu știu. Mie nu-mi e teamă să recunosc că nu știu când nu știu. Nu cred că ar fi neapărat o mare problemă cu o nouă lege dacă legea asta ar arăta cum trebuie și, știu eu, ar viza cu curaj problemele educației românești. Ceea ce, după părerea mea, nu reușește să fac. Aș vrea să-l întreb pe Mihai Maci, care a scris un articol extraordinar de interesant în ultimele săptămâni. Poate o sau două legi ale educației să rezolve problemele învățământului românesc? Nu. Firește că nu pot să le rezolve. Asta și din simpla rațiune a faptului că într-o lume normală, într-o lume vie, probleme apar tot timpul. Știm acest lucru și nu e ceva îngrijorător. Și nu trebuie să fie menirea legii aceea de a rezolva problemele punctuale care apar pe parcurs. Legea este un cadru. Legea ne spune ce vrem să facem, încotro vrem să ne îndreptăm și ne spune care sunt principalele modalități în care putem atinge ceea ce ne propunem. Atâta tot. Dumneavoastră întrebați înainte dacă legea asta era necesară.
Păi ceea ce era necesar să se facă, legea asta nu face. Îmi pare rău, dacă legea nu face ceea ce era necesar să se facă, atunci înseamnă că legea nu era necesară. Punct. Lucrurile care țin de marile probleme pe care le avem, cele care țin de plagiat, cele care țin de feudalizarea universităților, cele care țin de brambureala cu examenele, că nu vă supărați în fiecare an, cu 3 săptămâni înainte să dau 5 metodologii de examen. E bine, lucrurile astea, legea actuală nu le rezolvă niciun fel, nici de bine, nici de rău. Ca tare nu aveam nevoie de așa ceva. Aveam nevoie mai curând de o cunoaștere a situațiilor pe care le avem și de o încercare de a răspunde acestor situații pe cale legală, dacă e nevoie, intervenind în alte legi, nu neapărat în legea asta. Sau prin intermediul regulamentelor. Vă dau un exemplu concret ca să înțelegeți despre ce e vorba. De pildă, avem marea problemă cu plagiatele din instituțiile militarizate. Nu doar acolo sunt plagiate, dar acolo sunt cele mai multe și cele mai scandaloase. Bun, ce facem cu plagiatele astea? Pentru că la mijloc, să știți, nu e o problemă educațională, e o problemă socială. Da? Eu m-am uitat la un moment dat pe curiozitate să văd câți generali avem la ora actuală și am înțeles că de toți sunt 2700, 2700 de bucăți. În 30 de ani asta înseamnă 90 de generali pe an. Dacă noi menținem ritmul ăsta, vom face în continuare câte 90 de generali pe an. Nu putem exclude posibilitatea ca și în mediul militar să existe oameni care sunt realmente talentați și interesați de studiu. Ăștia ar fi, ca în orice alt domeniu, undeva între 1 și 10%. Să luăm cifra maximă de 10%, înseamnă că 9 oameni își fac lucrarea de doctorat în mod onest, pentru că doctoratul e o condiție pentru a accede la gradul de general. O condiție, insist pe asta. Rămân 80. Ăia 80 ce o să facă? Ziceți ce o să facă? Și atunci care era soluția? Soluția era simplă, ca în regulamentul care privește avansarea în grad în armată să se exclude doctoratul. Să se spune doctoratul are un statut onorific sau doctoratul are valoare pentru cei care predau în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării de Interne, ce-o mai fi pe acolo, așa, și nu aduce niciun fel de beneficii materiale sau de avansare în carieră. Era un articol simplu, clar, care rămânea o problemă. Și nu vă fie frică, n-am mai fi avut 90 de candidați sau 120 sau 200, nu știu cât, de candidați la doctorat în științe militare. Rămâneau 5. E, bun, noi n-am făcut intervențiile astea. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă faptul că noi luăm niște hotărâri pe care le numim legea ale educației sau cum vreți dumneavoastră și hotărârile alea ajung să se ciocnească cu niște interese sociale. De fapt, societatea e împotriva ăstora. Eu vreau să vă spun un lucru și cu asta închei. Chiar vis-a-vis de adoptarea acestei legi, să știți că e o problemă mare. Noi nu mai suntem în anii 90, când aveam acel optimism al schimbării, când credeam că orice schimbare e o schimbare în bine. Noi suntem acum de partea cealaltă, ne temem de schimbare, știm că întotdeauna există mai rău, că orice schimbare aduce un prăpăd mai mare. Simplu fapt că vrei să schimbi lucrurile printr-o lege din asta produce un efect catastrofic în societate. Părerea mea este că aici am ajuns. Deci am ajuns da, aici. Apropo, și lansez această întrebare. Orice lege este un document cu valoare politică și provine, în principiu, dintr-o platformă electorală. A cui platformă electorală era asta? Pentru că partidele care sunt acum la guvernare, în inițial, în 2021, când a început această legislatură, nu era la putere și celelalte opoziție. A cui este paternitatea acestui proiect de lege? Ce tentă ideologică are? Că orice lege are o tentă ideologică. A domnului pe care îl cheamă România Educată, a lui Ian. Ideologia dânsului este foarte greu de definit, vă rog să mă înțelegeți. Eu unul nu reușesc să deslușesc. Da. Într-adevăr, legile educației au fost prezentate ca o emanație a unui
grup de lucru care se întâlnește deja de nu știu câți ani, de mulți ani, 3, 4, 5 ani, nu? Că România Educată, am tot auzit noi de România Educată. Deci, teoretic, lucrurile stau așa. 10.000 de specialiști, am înțeles, au discutat și s-au întâlnit și s-a ajuns la această formă în urma unei consultări a unor oameni care s-ar pricepe și care s-au ocupat de platforma România Educată. Și înțeleg că exact aici pare să fie problema, că acest grup de lucru nu este de fapt asumat. N-am văzut, eu cel puțin am văzut, dar poate îmi spuneți voi, Ciprian Mihali, bine ai venit, mă bucur că ai rezolvat probleme tehnice și că ești cu noi, așa Bine că vă te-a luat. găsesc, vă regăsesc pe toți. Poate știi tu, Ciprian, cine sunt specialiștii care au fost consultați? De pildă, Universitatea Babeș-Bolyai, din care tu faci parte, a făcut parte în vreun fel, a fost în vreun fel consultată când s-a organizat, când s-a discutat despre forma pe care trebuie să ia aceste legi? Bună seara încă o dată tuturor. Îmi cer scuze pentru micile tulburări de conexiune. Dacă vă aduceți aminte, acum câteva săptămâni sau acum câteva luni, 2-3 luni, consorțiul universitar, format din cele 8 sau 9 mari universități, a protestat discret și elegant, că așa se face la acest nivel, împotriva faptului că nu a fost solicitat în elaborarea platformei programului România 100 și implicit în realizarea acestor proiecte de lege. Nu există așadar, din câte știu eu, Universitatea Babeș-Bolyai prin nimeni care să fie asumat explicit, public, nu a fost nimeni din Universitatea Babeș-Bolyai nu a fost solicitat să lucreze. E posibil, desigur, ca unii colegi din cei 2000 cât suntem sau mai mulți la universitate să fi fost solicitați cu titlu individual și să fi fost solicitați probabil pe niște contracte de prestări de servicii, pentru că lucrurile funcționează în felul acesta, dar nu există nici în România Educată și nici în proiectele de legi ceva care să traducă filozofia instituțională sau educațională a Universității Babeș-Bolyai. La fel cum nu există nici la București sau la celelalte universități. Acum, sigur, dacă tot m-ai întrebat și tot m-am apucat de vorbit, să spun că, evident, există o miză politică foarte importantă aici. Cu excepția a doi rectori, din câte știu eu, dar poate că mă înșel, poate sunt mai mulți, trei, patru, toți ceilalți sunt politici. Toți ceilalți sunt politici, cu excepția lui Daniel David și Marian Barbu, din câte știu eu, ceilalți rectori, celelalte universități sunt plitizate. Când rectorul este senator, deputat, fost senator, fost deputat, universitatea toată este pusă la cheremul unei structuri de putere politică. Asta face, deci, ca să se spună astăzi, desigur, programul România Educată și proiectele de legi au girul universităților din România, pentru că nu e așa, 40 din 45 sau orice cifre vreți dumneavoastră au fost consultate. Adică nici nu mai e nevoie, știți, consultarea pe care o face Sorin Câmpeanu seamănă cu acea consultare, dacă vă aduceți aminte, acum vreo 2 sau 3 ani, când a trimis un SMS, pardon, un mesaj pe WhatsApp celor 40 de rectori, a transpirat acel mesaj, a ajuns în presă, dar se spune că asta este consultare. Deci probabil că că membrii Consiliului Național al Rectorilor au primit niște mesaje și li s-a spus că tocmai au fost consultați în privința proiectelor de lege. Acum, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că s-a lucrat cu siguranță la aceste proiecte pentru ca să ajungi la o asemenea turn Babel de legislativ, e nevoie să lucreze mulți oameni. Dar au lucrat mulți oameni, haotic, nu contest, și din câte am văzut sunt destui de mulți oameni pricepeți acolo, nu contest priceperile și competențele unora dintre cei care au lucrat acolo, dar senzația pe care o dau aceste proiecte, amândouă, este că avem de a face cu o uriașă încropeală. S-au luat bucăți din dreapta și din stânga, s-au lipit unele lângă altele, asta și pentru că trebuia să existe un loc unde să se lipească aceste lucruri și un loc unde pot să fie adăugate idei. O singură prevedere vă dau și o știți prea bine. Măsura prin care se prescriu toate încălcările etice academice
în termen de 3 ani, ca să vorbim de legea învățământului superior. Eu am mari îndoiel că cineva dintr-o universitate s-a gândit la prescrierea, prescripția, da? La amnistierea tuturor faptelor de încălcare a eticii universitare. Sunt vreo 15 tipuri de încălcări, dacă veți, pot să deschid documentul și să vi-l arăt, printre care, la punctul G, dacă nu mă înșel, deja un punct micuț în josul paginii, este și plagiatul. Altfel spus, după 3 ani se amnistiază plagiatul. Da? E, formularea e atât de bine găsită, e o minte atât de odihnită care a lucrat acolo ca să amnistiezi plagiatul după 3 ani. Sigur că sunt lucruri care în codul civil se amnistiază după 3 ani, da? Există, într-adevăr, și măsura face trimitere la codul civil. Și în codul civil sunt lucruri care se amnistiază după 3 ani, furturile mici, găinăriile, chestii de genul ăsta. Codul civil sau codul penal? Codul penal, pardon. În codul penal. Dar mă duc și mă uit în proiectul de lege până vorbiți, găsesc măsura aceea. Bine, dar cineva s-a gândit se poate face trimitere la acea prescriere, de fapt, de mici găinării, introdusă în această lege și băgată acolo absolut toate încălcările. Și nu vorbesc, plagiatul este ceea ce cunoaștem noi mai bine. Dar sunt foarte multe alte încălcări grave ale eticii academice și ale integrității care sunt vizate. Ei, eu am mari îndoieli cu asemenea propunere vine dintr-un grup de lucru. Și am o foarte mare bănuială că această măsură a fost introdusă de către cineva din vecinătatea imediată, sau aș spune chiar din punctul zero al ministerului, pentru a feri persoane foarte apropiate. Pentru că acolo unde nu poți să dai doctoratul înapoi, așa cum se prevede la un articol, pot să scap spunând, sorry, eu l-am susținut înainte de 2019, nu mă mai puteți verifica, s-a amnistiat. Da, mulțumesc, Ciprian Mihaili. Hai să-i dăm cuvântul și Luminiței Corneanu. Luminița Corneanu, sunt aceste proiecte de lege, au un scop de spălare a unor grupuri de interese? E o întrebare foarte grea. Ce bine ar fi dacă am ști răspunsul la această întrebare. Eu mă gândeam în timp ce vorbea domnul Mihali că, de fapt, noi vorbim despre plagiat de câțiva ani, însă cred că termenul este prea restrâns față de ceea ce se întâmplă, pentru că plagiatul înseamnă că A îl plagiază pe B, B se supără și declară public că a fost plagiat și eventual îl dă în judecată și atunci are loc un proces. Aș vrea și eu să văd cum se poate opri așa ceva printr-o prevedere precum cea care este propusă acum. Pe când despre ceea ce se vorbește în universitățile românești este un fel de fraudă academică generalizată în care cel din a cărui teză s-a copiat e băiat bun și spune, da, a copiat, dar nu-i nimic, n-am observat, e ok, nu m-am supărat. Suntem în termen foarte bun. Impresia mea a fost, așa cum spunea și domnul Mihali, că de fapt s-a făcut un colaj de liste de dorințe venite din diverse părți. Să ne referim la colegiile centenare, la Asociația Colegilor Centenare, unde nu e speculație, este deschis, transparent. Ei au spus că vor admitere separată de evaluare națională. Da? Asta este un exemplu. Și în același fel, senzația mea, văzând cel puțin proiectul de lege pe preuniversitar pe care m-am uitat mai atent, este că s-a dorit să se împace cât mai multe capre și cât mai multe verze, astfel încât în momentul în care apare proiectul final cu câteva lucruri scandaloase pe care zilele acestea le remarcă și le denunță tot mai multe asociații de părinți de profesori, în momentul acela cât mai puțin se poate comenta, pentru că li se va spune, măi, da, voi n-ați cerut asta, v-am pus asta în proiectul de lege. Care e problema voastră? Asta ne-a cerut, asta v-am pus. Nici așa nu e bine. Nu este clar ce probleme rezolvă sistemice. Aceste proiecte, dacă ar fi să treacă,
rezolvă probleme punctuale de diverse zone din învățământ, dar nu problemele sistemului de învățământ, nu problemele elevilor, nu problemele studenților, ca dovadă că studenții au fost dintre cei care au fost cei mai critici față de legea învățământului universitar, mult mai critici decât rectorii. Ceea ce spune destul de multe totuși despre sistemul nostru de învățământ. Da, acum ar trebui spus totuși că și rectorul Universității din București și rectorul Universității din Cluj au ieșit public recent și au spus lucruri critice cu privire la noile legi ale educației, inclusiv faptul că, așa cum sugeram în întrebarea mea precedentă, nu au fost suficient consultați nici ei, nici specialiștii în educație din cele două mari universități cu privire la cum ar trebui să arate aceste legi. Ciprian Mihali ne-a găsit pasajul despre plagiat. Înțeleg că una din marile probleme ale legii este legată de plagiate, da? Plagiatele sunt acolo, atât la nivelul de a da înapoi plagiatul, apoi lucrarea de doctorat, da? Poți să dai doctorat înapoi, ceea ce dacă încerci să explici cuiva de la universitate americană cum e cu datul doctoratului înapoi, o să vedeți că aveți mari probleme să vă înțeleagă omul despre ce e vorba. O observație vis-a-vis de articolul ăsta e totuși o chestie pe care eu nu o înțeleg. Noi știm cu toții că doctoratele se dau cu un scop. În virtutea doctoratului, omul 1. Obține un post. 2. Avansează profesional. 3. Obține beneficii permanente. E un spor la salariu în virtutea doctoratului. E, nu ne lămurește deloc ce se întâmplă cu lucrurile astea. Ce se întâmplă? Eu dau doctoratul înapoi, dar rămân cu titlul pe care l-am obținut în virtutea doctoratului și cu sporul ăla? Păi nu vă supărați, ce e asta? Și vorba lui Mihai Maci, de ce trebuie o lege pentru așa ceva? Da. La ce este nevoie de așa ceva când e un punct care n-are, cum spunea Luminița Căstăian, n-are nicio legătură cu problemele sistemice, cu problemele elevilor, ale studenților, ale profesorilor. Lucian Ancu vrea să intervină. Mulțumesc. Mă auziți? Sigur. Cred că aș vrea să semnalez trei aspecte, dacă le-am numărat bine. Unul, legile, cele două legi, după părerea mea, vin sau sunt create pe fundamentul unei anonime. Am avut proiectul România Educată, care a făcut consultanță, discuții cu publicul timp de vreo 3 ani de zile, nu este clar cu cine s-au consultat, în ce mod, și pe ce articole. Și la sfârșit s-a dat o anonimă, în sensul care s-a făcut un raport de vreo 100 de pagini. Nu este clar cine l-a făcut, pe ce principii a fost structurat, a fost publicat și a fost dat mai departe către puterea executivă să-l pună în practică. Da? Puterea executivă nici măcar, cum să zic, partidul nu și-l asumă asta, că vine din partea dorinței, nu știu, unui nor consultat care și-a dorit anumite lucruri. La punctul 1, dacă ne uităm în raportul ăsta undeva în, la pagina 5, zice că există 10 deziderate pentru educație, 1, educație de calitate pentru toți. Și aș vrea să mă axez pe asta. Ce vedem în legile noi? Vedem, după părerea mea, că diferența sau falia rural-urban, care de mulți ani se discută că există o diferență între învățământul gimnazial dintre rural și urban, da? Și ar exista o discriminare față de cei care sunt în rural, față de cei în urban, e crescut, fiindcă colegiile naționale, care toate colegiile naționale sunt în orașe, sunt cumva tratate separat. Da? Deci cumva știm că avem o distribuție foarte aiurea a elevilor, da, a performanțelor elevilor în România și în loc să încercăm să aducem din
zona de jos a distribuției să împingem în sus, noi ceea ce facem este să luăm cu penseta așa oarecum vârfurile și să le prelungim din ce în ce mai mult. Și chestia asta se cam vede și în învățământul superior, pe legea învățământului superior. Care, o chestie care mie îmi spune că nu există o gândire organică în spatele celor două legi, este faptul că în loc să se pună accentul pe faptul că liceele sau la, cum să zic, examenul de output din licee, studenții să fie, viitorii studenți să aibă o pregătire suficientă pentru universități, pentru anumite universități, universităților li se dă drepturi să își înființeze propriile licee. Și nu încalcă acest lucru unul dintre dezideratele acestei legi al non-discriminării? Mie mi se pare că îl încalcă. Adică sunt unele lucruri care sunt anumite facultăți care cred că fără meditații înainte nu poți să intri, nu poți să iei examenul de admitere, da? Cu profesorul universitar de acolo. Sau cel puțin erau. Pe vremea când intram eu la facultate, era vorba de teatru, era vorba de film, era vorba de arhitectură, da? Ori dacă ăștia își fac liceu propriu, asta înseamnă că trebuie să intri în liceu dacă vrei să te faci arhitect. Deci, cumva competiția devine și mai acerbă și mai rapid închisă. Și nu știu la câte puncte sunt, dar unul mie îmi lipsește care sunt problemele în sistemul universitar care nu puteau sau n-au fost rezolvate de vechea lege și cum sunt ele rezolvate în noua lege. Asta ar trebui să fie un document foarte simplu, să zic că vechea lege nu putea să, nu știu, învețe studenții să taie cartofii în patru. Și ceea ce lipsește și foarte clar mie îmi lipsește, se merge prea mult pe performanță. În loc de o idee de copiere a principiului american de No Child Left Behind, totul accentul se pune pe performanță cumva umflat așa cu aburi, cu pseudo-performanță până la urmă. Îmi pare rău să spun. Hai să discutăm puțin asta, pentru că așa în principiu dacă îi spui un om de pe stradă că vrem o lege a învățământului care să încurajeze performanța în România, că n-ar fi de acord, nu? Orice părinte ar fi de acord. Senzația e că în România timp de 80 de ani, 100 de ani, nu știu cât, s-a încurajat, de fapt, contraperformanța, s-a făcut contraselecție la toate nivelurile, de la școală, începând, și că n-ar strica, nu, o lege care să încurajeze performanța. Dar înțeleg că și aici ai o problemă și eu se rog pe cei care s-au uitat peste, cum e cu colegi, Luminița, tu ai te uitat peste partea cu colegiile naționale și așa, spune-ne puțin ce e cu performanța asta. Sincer, eu m-am întrebat atunci când am citit prima dată proiectul de lege de ce, de când are România o problemă cu performanța elevilor de liceu. Nu se fotografiază toți miniștrii educației de ani de zile cu olimpicii noștri la matematică, la chimie, olimpicii internaționali, la informatică și așa mai departe. Asta e un aspect. Al doilea aspect, legea în vigoare, legea 1 pe 2011, are un capitol despre copiii capabili de performanță. Nevoia, după părerea mea, era fix în direcția opusă. Pentru că tot vorbim de acel nivel de analfabetism funcțional care variază în jurul 40% de când se fac, de fapt, testele PISA în România, cred că 2009 a fost primul an. Și, după părerea mea, exact acesta este punctul pe care proiectul de lege îl ratează sau nu îl doar le enunță superficial și nu arată cum poate ajunge să rezolve echitățile, să ajute copiii în situație de care trebuie să recupereze. Deci asta am văzut în momentul în care am citit legea pentru prima dată. Sigur că nu este rău să încurajezi performanța. Dimpotrivă, este foarte bine. Oamenii care se pricep, care sunt în sistem, eu nu mai sunt profesoară de peste un deceniu, se întreabă
ce o să facă atâți? O să avem o clasă de performanță la fiecare colegiu, la fiecare liceu? Care, ce vor face acești copii? Îmi scapă puțin. Cred că este cumva această dorință pe care, o să zic așa, politicienii români cred că până la urmă acesta este un proiect politic, nu și-o pot reprima de a sublinia cât suntem noi de valoroși, noi românii. Uite, domnule, suntem performeri și pentru că suntem performeri, ministerul vrea ca elevii să facă performanță. Foarte bine. Haideți să ne uităm, de exemplu, la rezultatele la evaluarea națională. O parte neverosimil de mare dintre note sunt cele de peste 8,50, 8,59. Asta înseamnă că avem copii foarte buni. Ce facem cu cei care sunt de 5, 6, 7? Eu cred că la asta ar trebui să răspundă o lege a învățământului, dacă ne apucăm să o facem astăzi. Da, Mihai Maci, ar fi binevenită o părere în această problemă performanță, dar ce facem cu oamenii care vor îngroșa numărul analfabeților funcționali din societatea românească? Știți care e problema? Eu întotdeauna l-am bănuit pe domnul Câmpiano că dânsul are cu privire la performanță o viziune de cântare a României, de daciadă. Înțelegeți? Pentru dânsul performanța e sport de masă. Este. Iartă-mă că-ți spun, dar ne adresăm unui public care s-ar putea să nu știe nici ce e daciadă, nici ce e cântarea României. Da, astea erau pe vremea comunismului niște întreceri obștești la care participau oamenii muncii în fabrici și uzine și de pe câmpuri și la care toți luau premii. Era ceva extraordinar, era un fenomen. Un moment, Mihai Maci, la daciadă exista și sectorul performanță, în care sportivii de performanță era un fel de demonstrație pentru. Sigur, și la cântarea României se dădeau premii, nu e nicio problemă, dar ideea era aceea de a arăta două lucruri. Unu, că noi suntem capabili să facem și lucruri proprii. Nu ne batem numai cu străinii, olimpiade internaționale și chestii din astea, concursuri internaționale. Avem chestiile noastre și uite-s frumoase și chestiile noastre aici între noi. Doi, că la treburile astea participă tot poporul. Adică nu sunt niște chestii elitiste, nu ai acolo 3-4 minți din astea pe care nu le înțelege nimeni, care vorbesc în borborigme pentru ele, nu, domnule, tot poporul. Vii de pe câmp, cânti frumos sau alergi bine și ești și tu un câștigător în țara ta. Mie mi se pare că asta este viziunea despre performanța a domnului Câmpianu. Dânsul, cum să vă spun eu, nu spune nimic nici despre performanța adevărată, care în orice societate e puțină. Ăsta este un lucru de care trebuie să ținem cont. Clopotul lui Gauss. Care duc lumea înainte sunt foarte puțini. Oamenii ăștia trebuie identificați, trebuie încurajați și trebuie sprijiniți acolo unde se află, pentru ca după urma lor să beneficiem cu toții. Legea asta nu spune nimic nici de cealaltă parte de care vorbea doamna Corneanu, și anume de majoritatea populației care nu face performanță în sensul ăsta de excelență academică, dar care poate să fie alcătuită, care e alcătuită întotdeauna din oameni cât se poate de normali, care învață anumite lucruri și care își fac treaba bine, aducând un beneficiu social acolo unde se află. Scuzați-mă, în urmă cu puțin timp am vorbit cu un student al meu și el mi-a spus următorul lucru. Mi-a spus că are un văr care a fost vreo 15 ani în Germania, a lucrat în Germania în sectorul construcțiilor și s-a întors în România. Vrea să-și deschidă firmă, vrea să facă ceva în domeniul construcțiilor și aici, și s-a dus pe la instituțiile noastre, știți că e un parcurs foarte greu să-ți deschizi o firmă aici, și când a zis că vrea să facă treaba asta cu construcțiile, a fost întrebat ce atestate are, ce studii are în domeniul construcțiilor. Și l-a rămas perplex, bine oameni buni, în Germania nu ți se cer niciun fel de studii. Lucrezi, faci ucenicie cu aia care se pricep, înveți, există o singură chestie care se studiază în Germania, așa este legislația pentru protecția muncii. Dar aici, la noi, trebuie studii. Păi nu vă supărați. Din nou, problema este enormă în lumea noastră. Problema este aceea că noi impunem niște studii cum astea, care de fapt nu sunt nimic.
ție îți trebuie o hârtie, îți trebuie un certificat, pentru asta te duci și dai niște bănuți la careva, nu... Deci încurajarea corupției, cu alte cuvinte. Exact, exact, domnul Clej. Asta e, mă înțelegeți? Încurajarea corupției și a sărăciei. Sărăcia se produce industrial. Sărăcia nu e o întâmplare. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Ca să fii sărac, trebuie să muncești enorm. Enorm. Și noi lucrăm enorm ca societate ca să fim săraci. Iar legea domnului Câmpeanu exact asta confirmă. Dar totuși, și aici lansez mingea tuturor, ce facem cu aceste mase de elevi care sunt de 5 și 6, cum spunea Luminița Corneanu, și care au toate șansele să îngroașe această masă de 40% de analfabeți funcționali? Aș vrea să-l introducem pe Doru Căstăian, care vrea să vorbească și el despre... Doru se ocupă mult de elevii de liceu, s-a ocupat și de studenți. Doru, cum vezi lucrurile? Mai puteam aștepta un pic, dar n-am prinsese foarte bine discuția. Voiam să atrag atenția asupra unui lucru. Dacă ne uităm un pic pe felul în care e folosit termenul performanță în proiectul de lege, și am avut curiozitatea asta, există în permanență o oscilație între două sensuri de bază. Primul sens este cel pe care l-a pomenit Luminița, adică rezultate de vârf în, mă rog, contextul anumitor concursuri și întreceri școlare și așa mai departe. Celălalt e sensul, un sens, n-aș spune opus, dar oricum radical diferit, al prestației muncii didactice pur și simplu. Performanțele directorului, performanțele profesorului la clasă și așa mai departe. Ori, eu nu cred că e lipsită de urmări oscilația asta în sens. Mi-aduc aminte, nu mai știu exact cine a spus chestia asta, dar mi-a plăcut foarte mult, un mare profesor de drept care spunea că ambiguitatea în formă este rădăcina abuzului în fond. Adică în momentul în care legea nu stabilește foarte clar și nu folosește termeni nevagi și limpezi pentru noi toți, s-ar putea ca lucrul ăsta să se vadă efectiv în deciziile manageriale, în practica de la clasă și așa mai departe. Acum, gândiți-vă că dacă performanța ar fi înțeleasă în primul sens, și așa pare să fie înțeleasă în foarte multe articole, 90 de exemplu îmi vine în cap acum, care cred că e chiar articolul care se ocupă de recompensarea performanței școlare de vârf. Dar imaginați-vă că dacă primul sens e cel folosit, probabil că toate relele astea de care s-a vorbit aici, de care ne temem, sunt cât se poate de reale și avem motive să fim anxioși. Pe de altă parte, dacă performanța ar fi definită mai puțin colțuros și mai puțin agresiv, ca pur și simplu dorința de a face, de a te descurca și de a-ți face meseria cât de bine poți, cu resursele existente, în condițiile date, atunci lucrurile ar putea fi, din punctul meu de vedere, mai ok. Aceeași observație o fac și despre excelență. Există o oscilație de sensuri și în ceea ce privește excelența, pentru că, pe de o parte, ea e înțeleasă ca performanță de vârf, da? Și ca atingerea potențialului maxim al fiecărui elev, care mie personal mi se pare formulă găunoasă, metafizică, așa, eu, mă rog, înțeleg întrucâtva, dar aici cred că trebuie să operăm cu termeni mai concreți. Însă uneori excelența este înțeleasă tot în felul ăsta, ca posibilitatea de a atinge maximum de potențial. Deci, mă rog, nu vreau să devin foarte scolastic, nu asta e ideea, ci cumva să atrag atenția că termenii nu sunt folosiți unitar, în ciuda glosarului de la sfârșitul proiectului de lege, și că, nefiind folosiți limpede și unitar, practic legea oscilează în permanență între două viziuni. Cea, hai să spunem, a echității, enunțat ca al doilea principiu, cred, al legii, ca a doua valoare a legii, și viziunea astălaltă, cum să zic, aristocratic, competitivă, elitistă, da?
Ceea ce întărește impresia despre care s-a vorbit adineori de însăilare, de fapt, și de lipsă de reflecție la ce se vrea, de fapt, lege. Ciprian Mihali dorește să intervină. Sigur. E atât de mult de multe lucruri de spus despre aceste proiecte. Vedeți, în această discuție, unul sau altul dintre noi spunem tot timpul proiectul de lege. Nu e proiectul de lege, sunt două proiecte de lege, sunt două legi. Și asta este prima mare problemă. De ce e nevoie de două proiecte de lege ale educației? Am avut o discuție, ne-am organizat într-un grup în care discutăm ca să aflăm dacă, de exemplu, în domeniul transporturilor e nevoie, preiau aici comparația de la altcineva, dacă e nevoie în domeniul transporturilor de o lege a mersului pe jos, o lege a autobuzului, o lege a trenului și o lege a avionului. Noi cam acolo suntem. Așa, care poate să fie rațiunea? Putem să căutăm rațiuni filozofice în asta sau de filozofie educațională. Am mari îndoieli că asta există. Nu există o rațiune serioasă în spatele acestei diviziuni. Există însă rațiuni foarte practice. Rațiunile practice țin de împărțirea cașcavalului, de împărțirea sferelor de influență. Ambele legi sunt pe cale să legifereze. Ambele proiecte sunt pe cale să legifereze două noi oligarhii în România. Până acum avem oligarhia magistraților, a ofițerilor de servicii, din serviciile secrete, polițiști, politicieni, cei cu contracte cu statul, a venit vremea ca și cei din educație să aibă propriile oligarhii. Asta înseamnă control nelimitat asupra resurselor care vor veni din PNRR și din celelalte mari surse de finanțare. Asta înseamnă așadar că pe de o parte se formează o oligarhie care în învățământul preuniversitar cuprinde colegiile naționale plus liceele private, plus liceele confesionale, plus liceele militare și mai știu eu ce. Deci e un grup din acesta ales care este foarte bine protejat de tot proiectul de lege a învățământului preuniversitar. Da? Sunt o grămadă de privilegii acolo. Iar în universități, la învățământul universitar, avem o altă împărțire. O putere discreționară care revine filierei rectorilor. Rectorii înșiși, care capătă mandate nelimitate, practic, care primesc dreptul de a decide ei înșiși câte mandate să aibă. Și care au afiliere politică. Și au afiliere politică. Și decizând ei înșiși câte mandate să aibă, se regăsesc ei înșiși între ei în Consiliul Național al Rectorilor, care este instanța care capătă puteri discreționare în România. Toate celelalte instituții și organisme din învățământul universitar se fărâmițează și se pierd. Rămâne această putere. Câmpeanu, Sorin Câmpeanu, e un strateg din acest punct de vedere. De 10 ani, el este la frâiele educației din România. Pas cu pas, a fost o lovitură de palat. Felul în care a dat-o jos, dacă, nu știu dacă vă mai amintiți cum a dat-o jos în 2014 pe Andronescu, a organizat o adunare generală, mobilizându-și colegii prin mesaje scrise, care au votat ad hoc, și s-a dus a doua zi cu documentele la un notar din Brașov ca să atesteze, ca să ateste înlăturarea lui Cate Andronescu. Deci a fost o acțiune, o lovitură de palat. Bun. De atunci, Consiliul Național al Rectorilor a căpătat o putere uriașă în România. Și, și ca să spunem povestea până la capăt. Ei bine, după ce Sorin Câmpeanu s-a instalat în funcția de președinte al Consiliului Național al Rectorilor, au curs ceremoniile de acordare a titlului de doctor honoris causa. Nimeni în România în acest moment nu deține 10 titluri de doctor honoris causa precum Sorin Câmpeanu, luate de la universitățile care au rectori politici apropiați de putere și de puterea lui Sorin Câmpeanu. Prin urmare, acești oameni trebuiau recompensați. Prin urmare, încercăm acum să explicăm de ce s-au separat cele două proiecte. Ei bine, cele două proiecte s-au separat pentru că ele vor urma căi diferite în dezbateri și în aprobarea lor.
proiectul legii preuniversitare, învățământului preuniversitar riscă să se complice. Aici avem sindicate, avem părinți, avem elevi, sunt cel puțin trei parteneri sociali, avem profesorii, sunt cei puțin trei sau patru parteneri sociali care sunt complicați și care riscă să împingă dezbaterea proiectului până spre primăvară-vară, așa. La rector, la învățământul universitar e simplu. Acolo, cu excepția a doi rectori din România, nu protestează nimeni. Da, și studenții anul SR-ul, dar care, nu e o buturugă prea mare. Ei bine, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest proiect trebuie să treacă primul. De ce trebuie să treacă primul? Pentru că el trebuie să fie proiectul după care vor fi demarate alegerile rectorilor începând de anul viitor. Începând de anul viitor, mai toate universitățile din România intră în procesul electoral de alegere, sau mai bine zis, de realegere a rectorilor. Dacă procedurile încep conform legii vechi, ei își văd limitate mandatele la două. Dar dacă noua lege se aprobă, ei capătă drept de posesiune nelimitată asupra averilor și universităților pe care le controlează ca niște baroni în noua oligarhie universitară. Deci nu are nimic de a face cu vreo filozofie foarte sofisticată din punct de vedere educațional. Ciprian Mihali, este un stat mafiot ce descrieți? Nu, este o nouă oligarhie. Sunt polii de putere din România, iar acest pol de putere este cel construit de Sorin Câmpeanu pentru Sorin Câmpeanu și în jurul lui. Este o genul de personaj care își securizează toate ieșirile posibile. Dacă el mâine nu mai e ministru, ce este? Președinte al Consiliului Național al Rectorilor. Da? Pentru că postul e rezervat. Dacă nu e nici aia, ce este? Este rector la universitatea lui, pentru că și acel post este rezervat și numărul lui de mandate nu este limitat. Dacă nici acolo nu este, ce este? Este președinte al Agenției Universitare a Francofoniei, pentru că și acolo are a rezolvat mandatele și a reușit să aibă un mandat în plus. Deci, nu vă, ca să știți cum se spune în fotbal, eu și Doru știm, nu vă duceți după fentă. Da? Da. Bine, Ciprian Mihali, o să vă rog să revenim mai târziu, pentru că știu că aveți o experiență în învățământul din Franța, ca să vorbim și comparativ, pentru că și acolo sunt niște probleme foarte, foarte mari. Altele, dar foarte mari. Luminița Corneanu. Da, aveam o scurtă precizare referitor la acel procent de 40, în jur de 40% de analfabet funcțional despre care vorbeam și pe care l-ați reluat și dumneavoastră. Testele PISA măsoară elevii care sunt în clasa 8-a. Lucru peste care, aspectul peste care de obicei se trece în această discuție este procentul de 20-25% de copii care abandonează școala până în clasa 8-a. Deci copiii care au intrat cu 8 ani în urmă în clasa 1 și nu mai sunt în clasa 8-a și lucrul ăsta se întâmplă de peste un deceniu. Prin urmare, școala românească de astăzi produce peste 50% copii care, de fapt, nu sunt în stare să se descurce în lumea în care trăim. Și întrebați ce facem cu copiii aceștia, ce se întâmplă cu ei. A arătat-o pandemia atunci când în abatoarele și în fermele de sparanghel din Germania erau efectiv exploatați români nevorbitori de germană, nevorbitori de nicio limbă străină, care erau în România aleși cu mâna ca să fie nevorbitori de nicio limbă străină, să se poată face cu ei tot ce își dorea angajatorul. Și aici eu cred că este un mare păcat ca o lege nouă să nu se adreseze, să nu se uite spre problema acestor copii viitori adulți care trăiesc în această Europa așa cum arată ea și cei care au redactat proiectul nu se uită nici spre cum va arăta Europa de mâine. Mă gândesc la un singur aspect. De exemplu, știm că în 2035 nu se vor mai vinde mașini noi pe motorină și benzină în Europa. A fost o decizie luată acum câteva luni. Suntem pregătiți pentru asta? Ne pregătim pentru 2035? Mie nu mi se pare. Încă ceva, vreau să intervin aici ca om care trăiește în Marea Britanie. Încă ceva ce zice Luminița Corneanu.
toți acești oameni mai sunt vulnerabili la un alt aspect, la traficul de persoane. Și aici mă refer exploatare prin muncă, sclavie modernă, sau prostituție, tot felul, pentru că sunt oameni needucați care, cum spunea Lomnița Corneanu, nu se descurcă. Nu, de-abia scriu și citesc, mulți dintre ei nu știu, practic nu scriu și nu citesc și ajung să fie exploatați ca sclavi într-un fel sau altul și mulți dintre ei au un sfârșit sau o viață tragică. Dacă îmi permiteți încă o observație, iarăși un lucru în care nu se vede în niciun fel acordul legii cu mișcarea socială. Pentru că dacă era nevoie de o lege, era nevoie de o lege pentru că societatea s-a schimbat și anumite lucruri trebuie regândite altfel. Vă dau un exemplu absolut concret. Ceea ce am trăit noi în ultimii 30 de ani a fost un enorm proces de urbanizare, care s-a petrecut în rațiuni absolut simple, și anume că în lumea noastră etern săracă, doar orașele sunt dezvoltate și pot să se dezvolte, în vreme ce mediul rural rămâne în urmă la toate capitolele, inclusiv ăsta cu educație. În mod necesar, procesul ăsta de urbanizare continuă. La ora actuală, el a făcut o buclă, adică o parte din urbanizare se urbanizează direct în Occident, nu mai poposește prin orașele românești, se duc acolo. O bună parte, totuși cea mai mare parte, vine de la țară la oraș la noi și lucrurile astea vor continua. În următorii 15-20 de ani, încă aproximativ 20% din populația țării va veni de la sat la oraș. Ce facem pentru oamenii ăștia? Cum îi încadrăm? Din punctul de vedere al formării lor, pentru că ăsta este un lucru foarte important. Ce ne dorim noi să fim ca țară peste 20 de ani? Ce facem cu oamenii ăștia? Cum îi formăm și unde ne vor folosi tuturor? Mie mi se pare că astea sunt problemele adevărate ale societății noastre și eu n-am văzut nici măcar umbră de ele în această lege. În schimb, exact așa cum a spus Ciprian Mihali, am văzut în filigran mii de cum să vă spun eu, de interese din astea care se încurcă și se complică unele pe altele. Eu v-aș propune în ora a doua a discuției noastre să abordăm să fim pragmatici. Nu-mi place cuvântul ăsta, că suntem la cafeneaua filozofică, dar totuși. Avem niște legi puse în discuție publică. Vedem că sunt problematice dintr-o grămadă de puncte de vedere. Dar să zicem că avem la dispoziție o oră. Sunteți specialiști în educație. V-ați gândit cum ar trebui făcute lucrurile. Ați identificat fiecare și împreună aici și în articole pe care le-ați scris problemele mari ale educației din România. Haideți, vă rog, să facem un brainstorming în ideea că poate cineva o să ne audă, poate cineva o să se uite, poate cuiva o să-i vină vreo idee. Ce e de făcut? Ce avem de făcut? Ce ar trebui să conțină legile astea? Pot să încep eu? Te rog. Două lucruri pe care nu le-am găsit nicăieri și pe care eu unul le consider absolut necesare. Unul care să se refere la faptul că materia care se predă pe fiecare ciclu și pe fiecare an de studii trebuie să fie în acord cu dezvoltarea psihosomatică a elevului. Asta mi se pare ceva absolut necesar. Nu poți să ceri copiilor de clasa a doua să facă fracții. Mă scuzați, nu poți. Dacă faci asta, înseamnă că ești cretin. Nu mă interesează că bunicii și alții vor ca micul lor gladiator să fie șeful tuturor și să răzbune onoarea familiei pe nu știu câte generații. Ăsta nu e un argument. Copilul trebuie să învețe acele lucruri pe care la vârsta lui le poate înțelege și le poate asimila. Și asta trebuie prevăzut în mod explicit în lege, pentru că dacă nu, sub argumentul măciucă
al performanței, o să-i chinuim tot timpul cu lucruri pe care nu le pot înțelege. Cu lucruri pe care le înțeleg 5% în virtutea unor dotări naturale, 95% nu le înțeleg deloc. Din ăștia 95% mai salvăm 20% cu meditațiile plătite de părinți și 70% sunt aruncați în subumanitate. Lucrul ăsta trebuie prevăzut în mod explicit în lege. Mă înțelegeți? Pentru că dacă nu, se întâmplă catastrofe. Am mai dat acest exemplu, permiteți-mi să-l repet, pentru că mai mult decât o teorie matematică, el ne spune despre ce este vorba. Când fiica mea era pe clasa, nu știu, a 6-a, a 5-a, ceva de genul ăsta, la ora de educație fizică au avut un exercițiu pe care l-am făcut noi toți. Pe vremea când eram în școală, te duceai lângă perete, te aruncai în mâini, profesorul îți ridica picioarele în sus și te ținea 30 de secunde sau 20 de secunde. Pentru că așa era baremul. Exercițiul ăsta este prevăzut în programă și în barem. Fiica mea a avut un coleg care a încercat să facă chestia asta, a căzut, s-a lovit cu spatele, în fine, n-a fost o problemă gravă, dar problema era următoarea. Copilul ăla avea 80 ceva de kilograme. Care doctor îți spune că articulațiile unui copil de 12 ani de 80 de kilograme rezistă la faptul de a sta în mâini? Care doctor? Că la intră în pușcărie dacă dă o hârtie pentru așa ceva. Mă înțelegeți? Copiii nu mai sunt cum erau pe vremea noastră, că pe vremea noastră, pe clasa a 6, aveam 30 de chile. Bun, legea trebuie să prevadă faptul că ceea ce se predă, ceea ce se cere, trebuie să fie în acord cu dezvoltarea psihosomatică a copilului. Ăsta este un lucru absolut necesar. Al doilea lucru, trebuie prevăzut faptul că școala de toate gradele reprezintă o continuitate. Mă înțelegeți? Înveți pe clasele 1-4 ca să pui bazele a ceea ce faci pe clasele 5-8, ca să pui bazele liceului și așa mai departe. Nu trebuie să faci totul pe un singur ciclu. La noi există obsesia asta. Dom'le, învățăm totul în gimnaziu. În gimnaziu tu trebuie să știi să faci probleme de fizică cuantică. Că asta e. Nu, nimeni nu știe. Nu există nicio legătură între gimnaziu și liceu. Ce se întâmplă, de fapt, la liceu? Deci ce vrei tu, Mihai, să spui este că e nevoie de mai mare colaborare între instituții. Da, categoric. Lucrurile astea trebuie gândite ca un parcurs coerent. Și ultimul lucru care cred că ar trebui prevăzut în mod clar ar fi faptul că cunoștințele să fie simple. Mă înțelegeți? Ceea ce contează este înțelegerea, nu faptul de a face mult. Ceea ce vrem noi să măsurăm este capacitatea elevilor de înțelegere, cât au înțeles ei din ce li s-a predat. Pe mine nu mă interesează cât de mult s-a făcut, ci cât au înțeles realmente, pentru că ăla este indicele care îmi permite să știu ce pot să fac în etapa următoare. Aș vrea să plec de la ce a spus Mihai Maci și e un lucru care se întâlnește în lege. Deci se vorbește de învățământul centrat pe elev sau învățământul centrat pe student. E o demagogie sau chiar se face așa ceva în România sau se poate face așa ceva în România? Ciprian Mihali la un moment dat făcuse un gest care vrea să spună ceva. Nu învățământul e centrat pe elevi și studenți, ci finanțarea e centrată pe elevi și pe studenți. Și din această cauză, studentul sau elevul devin un număr într-o serie, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Iar asta este absolut dăunător, cel puțin pentru universitate. Dar dacă îmi dați voie, apropo de pragmatismul de care vorbea Dana la început, ce ar trebui să facem? Cred că uriașa capcană în care am căzut cu toții este că ni s-a pus în față un document prost, mai ales că suntem aici măcar vreo 4 filozofi, 5 cu Grigore, pardon, și Luminița, Petru și Lucian, cred că de când stau printre filozofi sau... Deci toți. Uriașa capcană în care riscăm să cădem cu toții este că să credem că ni s-a pus în față un document care va trebui îmbunătățit. Și iată, noi să propunem soluții pentru acest document.
Acum, de la Michel Foucault încoace, cel puțin, știm că nu există un act din acesta de creație a unui document, a unui text, și de la Derrida, evident, fără să fie vorba de o intenție secundară în el. Ce vreau să spun cu asta foarte concret? Nu contează această dezbatere. Faptul că ea a fost propusă timp de 5 săptămâni în mijlocul verii, în dispreț total față de corpul profesoral care are dreptul legal de a se odihni în această perioadă. Eu, când am lucrat în Belgia, într-o organizație internațională, dacă în timpul concediului trimiteam un singur mesaj colegilor, eram amendat de Protecția Muncii din Belgia. Eram raportat și amendat de Inspecția Muncii din Belgia. Da? Acest ministru însă își permite, în data de 13 iulie, știind bine că sunt 100 și ceva de mii de oameni care au dreptul, încă o dată, legal să-și refacă toate energiile după un an absolut haotic și epuizant, să pună în dezbatere aceste două proiecte care sunt amândouă un dezastru. N-ai cum să repare aceste proiecte. Vedeți, numai rețeaua de organizații One Voice a trimis 280 de amendamente. Imaginați-vă că există zeci de structuri în această țară care au luat în serios până la urmă. Noi înșine ne-am reunit cu niște colegi, cu niște prieteni și ca noi sunt atâția alții care sunt în grupuri de lucru în condiții insuportabile, de caniculă, de concedii, de eu sunt în mașină, eu sunt în hotel, mă scuzați că nu se aude prea bine. Este un atac la demnitatea noastră. Înțelegeți? E un atac la demnitatea noastră să ni se dea 5 săptămâni în mijlocul verii să discutăm două proiecte care riscă să schimbe fața României pentru 25 de ani. Aceste proiecte, dacă e vorba de o soluție pragmatică, soluția pragmatică este ca aceste proiecte să fie anulate rapid și refăcute în condiții decente, în condiții reale de dezbatere. Nu exista nicio dezbatere. La felul în care lucrează Sorin Câmpeanu, sunt niște improvizații. E ca un șef de atelier. Adun și tu o bucată din mașină și tu și tu și tu. Nu poți să faci niște proiecte de lege ale educației în condițiile în care, cum spunea și Mihai foarte bine în articolul lui, cum spunea Doru Căstean în articolul lui, cum spuneam toți am scris, sunt mii de voci calificate în țara asta care s-au ridicat și au spus, oameni buni, nu-i voie să lăsăm să treacă toată aberația asta. Pentru că asta nu afectează numai copiii, asta duce o societate întreagă, o pune pe niște șine care o scot din lumea în care trebuie să fim. Da? Pentru că aceste proiecte sunt emanația unor minți blocate, înțepenite, pe de o parte în obsesia lor pentru putere și mărire și pe de altă parte într-o filozofie educațională care, cum spunea foarte bine Luminița, nu mai există de 20 de ani. Nu mai există, ați spus-o foarte bine în toate textele voastre. Iar dacă aceste proiecte trec cu amenajările cosmetice, că vor fi amenajări absolut, vor fi, știți, haideți, modificăm articolul cu tare, mai adăugăm litera G și spunem nu 3 ani la plagiat, 5 ani la plagiat. Bravo, am salvat etica academică. Oameni buni, nu se poate, e o societate întreagă care este pe butuci în acest moment. Și e mai grav atunci când lași pe mâna unor, nu vreau să o spun în direct, unor oameni de acest fel, soarta țării, pentru că, până la urmă, Câmpeanu nu își aranjează doar lui postul aici. El face, cum să spun, schimbă structura socială acestei țări. Pleacă copiii direct din liceu. Unde sunt toate performanțele elevilor din liceu? De ce toată performanța aia din liceu dispare în facultate? Da? De ce toată excelența aia? E obsesia lui Câmpeanu cu excelența, iertați-mă că iarăși o spun, mai ales și o spun lui Petru Clej în Franța. Nu mai există nicăieri în lume obsesia pentru excelență. Excelența este o paradigmă trecută. Excellence. Nu funcționează nicăieri. Cine face excelență o face fără să o spună. Cine nu o face, degeaba o spune. Obsesia pentru excelență este obsesia săracului să aibă un Lamborghini de carton. Da? Să se afișeze și el în sat la el că și-a luat mașină scumpă. Nu există. Da, și cum sunt imigranții, cum vă spun, la Londra își fac poze cu fundul pe un BMW și ei stau câte 9, 10 în 3 dormitoare. Excelența nu poate fi măsurată.
Iată-mă, Dana, închei. Am lucrat într-o organizație internațională care făcuse o dezbatere la un moment dat despre nevoia de a renunța la obsesia excelenței, pentru că suntem la coada lumii cu ideea de excelență. Da? Dar degeaba, câmpionul a rămas în paradigma aia, pentru că el de acolo vine. Aia a auzit și el la radio o melodie care i-a plăcut și o tot repetă. Iertați-mă că o spun, da. Așa eu este, adică... Da, pardon. Vreau să rezum din ce ai spus un lucru foarte important și anume că dacă ar fi să facem propuneri de cum ar trebui să abordăm problemele învățământului din România, mi se pare că există o funcționamentă, un fel de fundamentală lipsă de respect în felul în care sunt tratați actorii care fac parte din actul educației. Copii, studenți, părinți. Ați văzut, Dana, sondajul celor de la World Vision cu profesorii care nu se simt băgați în seamă? Acolo este adevărul educației. Da? În comunicatul lor, 93% dintre profesori cred că vocea lor contează doar în mică măsură sau nu contează deloc. De aici plecă. 93%, da? Că asta ar fi o problemă pe care ar trebui să, la care trebuie să, pe care trebuie să semnalăm și la care trebuie să ne gândim. Doruca Stăian, te simți băgați în seamă? Ca să să-l dau cuvântul. Eu mă simt prea băgat în seamă, prea mult băgat în seamă. Acum recunosc că mă gândeam dacă să las mâna jos, că uitasem pe fondul speech-ului lui Ciprian, uitasem ce voiam să spun. Da, sunt mai multe lucruri. În primul rând, aș vrea să confirm că am avut și eu senzația asta de urgență, de lucru pus pe repede înainte și cred că avem și o explicație pentru asta. Știu că sunt niște fonduri din PNRR care trebuie atrase și chiar am auzit la un moment dat despre bani care trebuie să meargă în infrastructură, microbuze școlare și mai departe. Ceea ce sigur nu e un lucru rău. Pe de altă parte, să construiești niște legi ale educației, să le pui în dezbatere publică și să spui, băieți, hai repede, repede, că pierdem banii ăia, mie mi se pare o dovadă de prea puțină responsabilitate, ca să spunem așa. Ca să zic o vorbă care îmi stă așa în gât și în piept și în minte despre ideea asta de excelență, aș vrea să spun că mie mi se pare foarte îngust conceptul ăsta de excelență academică verificată doar prin rezultate la concursuri. Iarăși vorbim de inadvertențele și de lipsa aceea de vertebrare internă a legii, pentru că, pe de o parte, vorbim despre dezvoltarea copiilor pe toate axele, da? E toată metafizica aia tripartită a spiritului, minții, trupului, nici nu mai știu exact cum e o formă de neoplatonism așa acolo, foarte interesantă. Și vorbim despre atingerea potențialului maxim al copiilor și despre toate lucrurile astea. Uitând că de foarte multe ori, și cel puțin asta e experiența mea, dar și a multor altor colegi care lucrează exact cu acești elevi de vârf, de multe ori performanța asta măsurată foarte obiectiv în rezultate se face pe spatele existențial, ca să zic așa, al acestor copii. De multe ori copii ăștia sunt foarte confuzi axiologic, nu știu în ce parte să o ia, știu și se simt cumva ca niște cai de curse fugăriți de toată lumea, pentru că nu e așa. Rezultatele alea ajung întotdeauna în niște dosare și se câștigă niște gradații și niște premii și așa mai departe. Deci putem vorbi despre eșecul centrării pe elevi, inclusiv în zona excelenței, dacă mă întreb pe mine. Pe de altă parte, ai întrebat, se poate centrare pe elev în România? Sigur, se poate oriunde. Centrarea pe elev ar trebui să fie un truism până la urmă. Nici nu înțeleg o formă de educație care nu e centrată pe elev. Dacă nu asta îți dorești, să crești, să sporești, să formezi elevul, de ce faci educație? Pe ce să fie centrată? Pe profesor? Pe profesor. Infrastructură? Pe ce să fie centrată? Da, cam astea erau observațiile mele întreagăt și am sentimentul că mai era ceva, dar pe moment... Da. Aș vrea eu acum să revin la Ciprian Mihali și la Franța. Am aici o carte, Revolution Française, al Sophie Peder, despre
Emmanuel Macron și e scris în 2018, după prima lui victorie în 2017, și un capitol este special despre educație și despre ambiția lui de a reforma sistemul de educație din Franța, care este și el un sistem care are o parte de excelență și de elită, care creează clasa politică și clasa administrativă și tot ce este elită în Franța, și pe de altă parte are o rată de eșec școlar foarte mare la nivelul ăsta jos al elevilor defavorizați și care este foarte centralizat. Ciprian Mihali, vreau să ne vorbiți despre experiența franceză. Experiența franceză nu e cea mai fericită experiență educațională, dar există măcar niște dezbateri nesfârșite. Adică Franța nu încetează să-și dezbată sistemul educațional, și cel preuniversitar, și cel universitar. Și universitățile sunt în zbateri spasmodice, cel puțin din 1968 încoace, dacă nu mai mult, de la când s-a creat Universitatea din Vincennes, Nanterre și toate celelalte. Dar, pe de altă parte, în ciuda acestor dezbateri, reflexia este de calitate și onestă, și asta a permis ca în același timp să aveți aceste grandes écoles care formează realmente excelența, care duc universitățile franceze în toate topurile mondiale, da? Nu numai în topurile Shanghai ale cercetării științifice, în care găsiți câteva, dar în celelalte topuri în care există și alte criterii decât cele specifice clasamentelor americane. Apoi, sistemul francez școlar a permis în același timp să răspundă mult mai ușor imenselor provocări ale societății franceze pe care noi nu le avem, care sunt cele legate de imigrație, de diversitate culturală, de ghetoizare și așa mai departe. Adică eu cred că școala franceză a participat la repararea unora dintre traumele și clivajele sociale din Franța și nu a contribuit la adâncirea lor. Și asta face, deci, ca școala să rămână un factor de salvare sau de reușită socială. În Franța școala nu e blamată. În Franța nu s-a auzit un discurs că la ce ți-a fost bună școala, că mai bine intrai în business și îți luai un Mercedes rapid, un BMW. În Franța filozofia este probă la bacalaureat. Deci totul să piară în jur. Câte vreme rămâne filozofia probă la bacalaureat, înseamnă că există o sensibilitate culturală într-o epocă în care toată filozofia educațională este schimbată. Toate țările își pun astăzi, dacă aveți experiențe din alte orizonturi culturale, din Marea Britanie, din Statele Unite sau în Germania, sau în țări mai apropiate ca noi, cum e Spania sau Italia, să vedeți că toate își pun astăzi mari probleme. Ce facem cu școala în condițiile în care nici școala, nici universitatea nu mai sunt exclusivi furnizori de cunoaștere, da? În condițiile în care tinerii se duc mult mai ușor către rețelele sociale, către grupurile lor informale, către Google, către Netflix, către toate platformele de unde își extrag cunoașterea, școala poate să răspundă la asta. Dar noi nu o facem, noi nu suntem acolo. Pentru că, pe de o parte, desconsiderăm în continuare formarea clasică, da? Și filozofie, și literatură universală, și istorie universală, și așa mai departe, fac din noi niște ignoranți. Nu e niciun fel de nostalgie sau de nu mai știu ce paseism, ce spun eu. E vorba de minima cunoaștere care îți articulează ție capacitatea de discernământ. Mintea critică rămâne idealul școlii franțuzești. Un examen în Franța încă durează 7 ore, mama lui de examen, da? 7 ore, când le spun studenților, domnule, un student care termină facultatea în Franța, da, dă examen de 7 ore. Sau cei care dau CAPES-ul stau 3 zile, câte 6 ore, câte 7 ore. Și se examene, se rupe șira spinării de cât învață oamenii. E pentru că este încă o societate a învățării, este o școală a învățării. Sigur, după aceea discutăm articulațiile cu socialul. Dar școala nu este un factor de dezechilibru social, cum este la noi. Acesta este marele risc al acestor proiecte de lege prost făcute de Câmpeanu.
că riscă să, prin școala riscă să adâncească diferențele sociale, discriminările sociale, șansele copiilor, da? Universitățile rămân mai degrabă, de asta spuneam la început, toată excelența aia cu olimpicii aia internaționali, citiți ce spun olimpicii naționali, unul singur din, am văzut dintre cei de la matematică rămâne în țară. Restul toți pleacă. Ei, acolo e clivajul, da? De aia avem două legi, pentru că în cele, între cele două legi este o prăpastie. Între liceu și universitate este un hău pe care nu-l umplem. Și de ce e hăul ăla? Ce s-a creat acolo? Ce se întâmplă cu copiii? Ce s-a întâmplat cu mintea lor încât nu mai ajung în universitate? Și când ajung în universitate, ajung fie botă, fie lemn, fie blazați complet. Ce s-a întâmplat? Ce nu funcționează în școală? De ce mă faci colegi? Să încercăm să răspundem la întrebarea asta. Oare nu e din cauza faptului că diploma universitară românească a fost discreditată de scandalurile nesfârșite cu plagiatul și nu mai valorează nimic? Atunci, dacă ești un elev motivat și care vrea să facă o carieră, te duci să cauți o diplomă care valorează ceva și un sistem educațional despre care ai auzit lucruri bune, că despre asta în România n-ai auzit. Mai ales că România face parte din Uniunea Europeană și acum poți să te duci la universități din Uniunea Europeană. Și problema și mai mare din punctul meu de vedere și din nou trimit la societate, dezvoltarea societății de la noi face utile diplomele astea. Pentru că, încă o dată, uitați-vă la faptul că noi trăim într-o societate în care opțiunile tind să se restrângă mereu în loc să se diversifice. Ce faci la ora actuală în România dacă studiezi istoria artei? Sau dacă studiezi, nu știu, literatura turcă? Care sunt lucruri extrem de utile. În mod normal și ăla își găsește de lucru. Nu vă spuneați, dacă se duce în Anglia, de bine de rău, pornind de jos și așa, dar urcă. Aș vrea să mai spun două lucruri vis-a-vis de cele pe care le-a spus Ciprian înainte. Prima, și eu am avut, să știți, exact această senzație. Câmpianul a aruncat piatra în apă și noi ăștia de aici raționalizăm ciudățeniile lui. E probabil că de multe chestii el nici nu-și dă seama de acolo. Uitați-vă la interviurile pe care le-a dat. E clar că omul nu înțelegea anumite lucruri. Și noi le raționalizăm. Noi facem o muncă neplătită pentru el. Asta unu. Doi, mai e o problemă, asta cu excelența. Eu știți cum mi-o reprezint? Exact așa cum a fost în sport la noi, altă treabă ruinată. Știți când se duceau la Jocurile Olimpice? Se duceau câte 10 sportivi și 300 staff-ul, echipa și așa mai departe. Exact așa e și cu excelența la noi. E unul care ia nu știu ce premiu și după aia, cum a spus Doru, încep să curgă indemnizații, chestii din astea, toți suntem de excelență. Aia, maestru și portarul de la școală. Cam acolo, cam asta este ideea, nu vă supărați. Noi nu avem o cum să vă spun eu, o viziune foarte clară a lucrurilor ăstora. De pildă, n-am văzut ca cineva să-și pună problema asta extrem de simplă. De pildă, în proiectele publice pe care le facem din PNRR, folosim la bază expertiza autohtonă în ceea ce privește partea de proiectare. Pentru că acolo, dintr-o dată, vezi, inclusiv în chestiile pe învățământ, pe nu știu ce, la ce sunt bune diplomele astea. Noi ce facem? În orice domeniu copiem, pur și simplu traducem și traducem foarte prost în engleză, să știți, nu știu cine face treburile astea, traducem prost niște scheme occidentale, că asta îi lasă-vă, că americanii știu, la ei merge. Și aplicăm și noi, aplicăm ce au făcut ei. Păi dacă copiem totul, dacă la noi cunoașterea e manual de Ikea tradus din engleză, ăștia tinerii nu mai au nevoie de traducere. Deci e un fel de butaforie educațională. Exact! Păi la ce bun diploma? Explicați-mi. Ea devine o cerință impusă de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii, dacă vrei, știți, eu tot am dat exemplul ăla cu studentul meu care îmi spunea că vrea să se facă motostibuitor. Dacă vrei să te faci motostibuitor, îți trebuie diploma universitară. De asta să fac facultăți. Bun, atunci cum să-l motivezi să vrea să facă liceu sau facultate? Aia e o obligație și vă spun, pentru majoritatea părinților și așa, dacă ar găsi un ghișeu unde să dea bănuțul și să le dea hârtie, ar fi perfect.
Doru Căstăian. Da, printre altele mi-am și amintit care era ultimul punct pe care voiam să-l spun. Apropo de cât de mult înțelege ministrul și cât de dispus e să se consulte pe bune cu cei care vorbesc zilele astea, bun, lăsăm faptul că mie mi se pare că toți vorbim repede așa și cu inima în gât de teamă să nu treacă termenul ăla de consultare publică și să spunem repede tot ce avem de spus. Vreau să vă dau un exemplu revelator. Acum o zi, ieri cred că a fost, da, ieri, colegii mei din comunitatea Merit au avut o întâlnire cu ministrul în care am propus anumite lucruri pe care noi le-am dezbătut și le-am stabilit în comunitate. Unul dintre punctele unde am venit cu argumente, zic eu, foarte solide, inclusiv foarte multe studii care sunt citate în propunerile noastre, privea exact ideea aceasta de standardizare a bacalaureatului și de contragerea probelor dintr-un chiu comun într-o singură probă standardizată. Bun, fac o observație absolut în trecere că și conceptul de standardizare e vag în lege, pentru că în esență standardizarea e de multe feluri, inclusiv testările PISA sunt standardizate. Dar tare mă tem că, uitându-mă așa la spiritul momentului și la declarațiile pe care le-am tot văzut, noi vom alege o formă destul de săracă și de ciuntită și de ineficientă a standardizării. Bun, ideea e că ne-am dus acolo să criticăm lucrul ăsta, am criticat lucrul ăsta, iar după întâlnirea cu colegii mei, eu n-am putut să fiu acolo, însă după întâlnirea cu colegii mei, pe pagina Ministerului apare următorul citat, care e atribuit ministrului Sorin Câmpeanu. Proiectul legii învățământului preuniversitar aduce soluții la problemele din prezent generate de lipsa de standardizare a evaluărilor și acordarea unei importanțe scăzute evaluării competențelor transversale și competențelor cheie din profilul absolventului. Cum ar veni, ori domnul ministru a înțeles exact invers, ori se face că nu înțelege, ori e cum scria adineaori pe pagina dânsei doamna Anca Târcă, o tentativă de manipulare. Ceea ce pe mine mă face sceptic cu privire la rezultatul consultărilor. Da, ce vreau să vă întreb, acesta e totuși un proiect de lege care va intra în dezbaterea Parlamentului, a celor două camere, nu știu care e decizională, probabil Camera Deputaților. Cum credeți că va arăta dezbaterea în Parlament a acestui proiect de lege? Va fi tacită! Nu știu. Dar nu va acolo fi tacită. Va trece mici retușuri cosmetice pe aici și pe acolo, mici chestii care se vor discuta în comisii și după aceea legea va trece, pentru că e ordinul de la Cotroceni să treacă și nimeni nu vrea să-l supere pe marele șef. Și vor trece fără niciun fel de problemă, iar cele 200 de sugestii de la Merito și încă 250 de la O Voce și încă 7500 din societatea civilă nu vor avea absolut nicio valoare, dar vor legitima acest demers, pentru că noi așa cu toții am contribuit la el. Iar dezbaterea publică, știți cum va fi? Tut proporțion garde vis-a-vis de AUF-ul lui Câmpeanu, cum erau celebrele interviuri ale lui De Gaulle. Vă aduceți aminte, venea, s-a așezat pe scaun, vorbea două ore și la sfârșit, foarte mulțumit, spunea: ce discuție interesantă am avut! Da, Lucian Ancu. Deci cum va arăta discuția? Eu cred că sunt atâtea lucruri geniale puse în ambele legi, încât dacă eu le-aș fi scris, în timpul discuțiilor aș mulțumi toate părțile. Deci dacă ar veni USR-ul și ar zice: nu mai renunțați la, cu limita aia la 3 ani la doctorat, ar zice: bine, poftiți, luați-o. Dacă vine nu știu cine altul că nu mai treceți institutele de cercetare la universități, haide, luați-o. Dacă renunță altul la nu știu dacă ați observat, pe mine m-a zgâriat la
ochi numărul de prin excepție de la articolul în ambele legi. Sunt vreo 40 de excepții acolo băgate, așa că ai de unde să dai la toată lumea excepții. Deci va fi o mică târguială între grupurile parlamentare. Va fi cum vedem de obicei dezbaterile din Parlament sau cum mi-aduc eu aminte. Este cineva care zice, da, să supunem la vot, da, nu, trece într-o diplomată. Dar cine și-asumă totuși responsabilitatea politică, că va fi un document politic această lege? Cine și-asumă paternitatea și responsabilitatea, că e legea educației, va afecta, așa cum se spune aici, nu numai elevii și studenții, va afecta România pe ani și ani de zile? Asta e o întrebare bună, fiindcă dacă eu aș fi partidul politic, aș zice că o lege ar trebui să fie inițiată de partidul politic în urma programei politice, dar proiectul ăsta de lege vine în urma unei consultări naționale făcute de președinția României prin consilierul prezidențial pe educație. Da? Da, dragă Petru, dar, ce crede? Numai puțin. Asta e aspectul, da? Care mie mi se pare cel mai interesant din toată povestea asta. Da? Deci, la un moment dat, s-ar putea ca toată lumea să se spele pe mâini și să zică, da, păi astea au fost din discuțiile care, cum am zis, sunt undeva într-un nor, asta s-a vrut. Cine a vrut, nu știm, că au fost sunt al lui Iohannis, care, ca să traducem un termen din engleză, este în mandatul sau în anii rației șchioape, că nu mai are drept să mai candideze. Nu știu. Ciprian Mihali. Sigur, sunt voci care spun, dar nu trebuie să le credem și nici să ne uităm la toată lumea, că de ce s-ar opri domnul Câmpeanu la această funcție modestă de ministru? Adică e clar că PNL-ul nu are un candidat la prezidențialele din 2024 și un succes fulminant al acestor proiecte de lege s-ar putea să-i deschidă o pârtie foarte interesantă, politic vorbind. Adică n-am văzut niciun om al acestor proiecte de lege, Ciprian, când spui succes culminant al proiectelor de lege. Este că vor trece prin Parlament ca gâsca prin apă. Pentru că acolo există o majoritate hiperconfortabilă pe care nu o poate opri nimeni. Dacă aceste proiecte ajung în Parlament, ele vor trece de comisii, ele vor trece... Deci ar fi asta o marcă a succesului legilor, când în momentul în care vor trebui puse în practică, se va descoperi că e complicat, pentru că... Așa, și care e problema? Nu e nici prima lege care pusă în practică dă efecte contrare. Succesul va fi, iată, România Educată are un pachet legislativ prin care moștenirea regimului Iohannis Câmpeanu și a succesorului... Acest prim-ministru nu este succesorul lui Klaus Iohannis. Liberalii își caută omul și s-ar putea să fie aceste două proiecte de legi, cum se numește la cărți, pachetul ăla, perechea cu care Sorin Câmpeanu să joace la Cacealmaua, prin care speră să meargă mult mai departe. Eu n-am văzut încă un om politic care să-și limiteze ambițiile. Da, aceasta e prima oară când aud această ipoteză politică. Adică Câmpeanu. Eu nu, cum să, n-am niciun fel de informații, e o simplă speculație, dar atunci când te vrei făuritorul unei Românii noi, de ce te ai opri în pragul ușii? Adică nu, pentru că asta face, aceasta. Da, Mihai Maci, de acord? S-ar putea să obiecteze generalii că doi profesori unul după altul e prea mult. Așa. Limităm mandatele. Dar e o ipoteză plauzibilă? Sunt într-un lucru. Se pare că legea asta criticată de toată lumea aduce voturi? O lege criticată de toată lumea, să știți că are un mare avantaj. Te menține în atenția publicului. Uitați-vă, vă rog, la sondajele care s-au făcut și o să vedeți că al doilea om al guvernului după primul ministru despre care se vorbește, care e în atenția publicului, este Sorin Câmpeanu. Toate îl dau. Te mențin în atenția publicului. Dacă nu o să fie prăpăt la iarnă cu energia, nu o să știm cine e ministrul energiei.
Deci s-ar putea să fie și un calcul din asta. În ceea ce privește orgoliile, să știți că omul nu are nicio frână. Asta e perfect adevărat. Aici sunt de acord cu Ciprian într-un totul. A devenit președinte al francofoniei prin fraudă. Adică ce la, de ce s-ar opri? Strict. Da, cred că Lucian Ancu mai vrea să mai spună ceva. Da, vreau să fac un salt înapoi. Mi se pare paradoxal că discutăm despre legile educației care ar trebui să aibă în centru elevii și studenții, da? Și am ajuns să discutăm, personajul central este ministrul educației, nu elevii și studenții. Vedem, prin urmare, și noi în aceleași greșeli pe care le fac legile pe care am încercat să le discutăm, nu? Nu trebuie să... Am uitat da. De învățământul centrat pe elev. Da, da, aici, Dana, aici este o contradicție. Adică noi, pe de o parte, trebuie să discutăm aceste legi, dar am ajuns la concluzia, câteva voci aici au spus că nu sunt bune de nimic în forma asta. Deci, într-un fel, suntem într-un cerc. Vedem și plecăm în vacanță? Nu, dar eu cred că ar trebui să găsim argumente prin care legile astea nu sunt bune, gândindu-ne la centrarea pe ele. Da? Lucian, de argumente eu conexionez de o vreme și dacă vrei îți pun la dispoziție și putem face public o listă de articole scrise de oameni independenți, adică fără afilieri politice, fără pasiuni personale, fără partipriuri, o listă a celor mai, a unora dintre cei mai importanți oameni din educația din România, care desfințează aceste proiecte, de la Mihai Magi și Doru Căstăian până la e o listă întreagă. Am o listă întreagă de 10-20 de articole, Șerban Iosifescu și ceilalți, care spun, domnule, sunt probleme de fond în aceste legi. Nu cum e formulat articolul cu tare. Adică nu faptul că în articolul 5.3 se amnistiază plagiatul. Aia este o chestie la care se va renunța poate sub presiunea publică. Zic că domnule, uite, a ascultat vocea societății civile. Ciprian, tocmai despre aceste probleme de fond ar fi interesant să vorbim, pentru că senzația mea este că Mihai a spus la un moment dat în discuția noastră preliminară, n-a apucat să o spun aici, senzația mea este că, așa cum spunea și Mihai, și Mihai, dacă vrei, poți să reiei discuția, lumea se oprește în fața celor câte, pentru 180 de pagini de citit, 126. Nu ajunge să citească și nu ajunge, și dacă citește nu înțelege. Și scopul acestei discuții era să rezume care sunt problemele de fond și ce s-ar putea face cu ele. Cred că despre asta e vorba, că na, Lucian, iartă-mă, te-am întrerupt. Vreau să spun unul, Lucian, să-i spun, mi le pot trimite, dar eu n-am nicio putere de decizie. Eu sunt un sărac emigrant român într-o altă țară străină care mi-am spus de multe ori părerea și mai mult de atât n-am făcut. Și doi, chestiuni de astea de bază aș vrea să fi fost discutate. De ce nu lungimea anului școlar? Sunt studii, atâtea studii care arată că pentru elevii din zonele defavorizate, un an școlar mai scurt creează o diferență mai mare față de mediul urban, da? La sfârșitul anului școlar. Aș fi vrut să ceva în lege, da? În următorii 10 ani lungim anul școlar în România în fiecare an cu 2 săptămâni sau știu eu, cu 1 săptămână, ceva de genul ăsta, să ajungem la cât este în Germania. Discuții de genul ăsta, aș fi preferat mai mult sau revenim da? La centrarea pe elev, da? Eu am avut opționale și în liceu și în facultate. Eu m-am dus la opționale, dar nu le-am ales, da? Mi-au fost trecute de alții în orar. Nu știu care e situația acum, sper să fie mai bună, da? Dar degeaba conceptual spui că există trunchiul comun și nu știu câte discipline opționale, dacă tu ca student sau elev nu le poți lua. Fiindcă există alte, știu eu, prevederi care se bat cap în cap. De genul că pentru opțional trebuie să se înscrie cel puțin, știu eu, 15 studenți sau ceva de genul ăsta. Eu v-aș da un exemplu concret, uitați, care a fost intens discutat în ultimele zile. Și care este ăsta? Legea prevede în ceea ce
trimite la formarea profesorilor, faptul că pe lângă faptul că fac modul pedagogic, masterat psihopedagogic, tutorat, stagiu și așa mai departe, toate chestiile astea care în sumă te duc la nu știu câți ani. S-a vorbit despre treaba asta. Și pe măsură ce se întindea discuția despre lucrurile astea, am mai venit încă o prevedere care va fi și ea inclusă în lege, că poți să predai fără să ai nimic din astea toate. Prin excepție. Deci există drumul drept și există drumul cotit. Drumul și mai drept. Permiteți-mi să vă spun numai un lucru, pentru că asta știu oareșcum dintr-o situație concretă despre ce e vorba cu a doua variantă, în speță cu faptul că nu ai nicio treabă din asta. Primul caz în care s-a pus problema asta a fost aici la Oradea și era vorba de o școală tehnologică, o școală profesională din asta, care pregătea elevi pentru nu știu ce firmă din asta germană, care s-a implantat aici la Oradea și care avea nevoie de muncitori calificați care să facă nu știu ce tip de produse acolo, pe care le fac ăștia. Și bineînțeles că la noi chestiile în școala profesională se fac probabil cu materiile pe care le făceam, știți că și la liceele teoretice pe vremea lui Ceaușescu. Eu am fost la un liceu de matematică fizică și făceam rezistența materialelor și nu știu ce chestii. Bănuiesc că alea să predau și acum, tot așa. Ori e limpede că nemții n-aveau nevoie de așa ceva. Lor le trebuiau niște cunoștințe clare în ceea ce privește lucrurile pe care elevii ăia, odată angajați, le vor face acolo. Și atunci problema s-a pus, domnule, dacă vrei să duci un om din firmă să le explice lucrurile astea, ți-l dă portarul afară, că n-are masterat psihopedagogic. Cum să le predea? Nu se poate. Legal în România nu se poate. Dacă n-are masterat psihopedagogic, nu poate să le predea. Mă înțelegeți? Ori faptul că cineva a pus problema asta arată că cei care au făcut legea nici măcar nu s-au gândit la aspectul ăsta. Și-au înhățat-o din mers cu aia, cu doamna secretară de stat, și-au lipit-o acolo la lege, pur și simplu, cum spuneam înainte, ca să mulțumească pe toată lumea. Dar ei nu s-au gândit în timp. Domnule, avem nevoie, de pildă, de niște chestii care presupun o anumită stabilitate, un anumit parcurs al carierei, o anumită chestie care face din profesor, în ultimă instanță, nu categorie defavorizată în România, ci ceva echivalent funcționarului public. Le usar noir de la République, cum spun francezii. Și atunci, da, e nevoie de formare, e nevoie de toate lucrurile astea, dar în același timp avem nevoie și de genul ăsta de calificare. Și ăla care predă are și el un statut care este prevăzut în lege și așa mai departe. Nu e tranzitiv. Asta se poate redisca. Adică nu poți să-l pui să predea și matematică pe ăla. Mihai, asta e o problemă care trebuie rediscutată și de fapt merge în direcția celor spuse de tine. Și anume, cumva trebuie învățământul trebuie să urmeze elevul. Sunt foarte multe feluri de elevi și trebuie să încercăm să adresăm fiecăruia din tipurile de elevi și pe care le avem în față o provocare, să le dăm posibilitatea să lucreze așa cum pot și acolo unde pot și pentru profesia pe care o vor. Luminița Cornea. Pentru asta ar fi trebuit să fie gândită legea. Legea să permită această diversitate. Cumva, ideea e că legea nu e un coș în care pui tot felul de lucruri, ci trebuie să o gândești pentru cazurile pe care le ai de rezolvat. Luminița îmi spunea într-o discuție precedentă că problemele fundamentale ale educației din România sunt analfabetismul funcțional și abandonul școlar. Ce facem cu astea? Cum ar trebui să fie ele adresate de o eventuală lege a învățământului? Cred că ce-i lipsește, fac așa un disclaimer, cum s-ar zice, dacă am scoate lucrurile care sunt cu steag roșu, red flags din această lege despre care s-a tot discutat, deci dacă dispar acele lucruri care sunt criticate de toată lumea, admiterea la liceu, bacul așa cum este în forma asta, plagiatele și așa mai departe. Deci dacă ar fi să le pieptănăm aceste proiecte de lege și ar rămâne ceva frecventabil, așa cum este formulat proiectul de lege a învățământului preuniversitar, este foarte vag.
M-am uitat de pildă ieri la articolul 19, cred, dacă mi-amintesc bine, în fine, un articol care prevede că în fiecare școală va funcționa o bibliotecă, un laborator de informatică, un laborator STEAM. Ei bine, în urmă cu vreo 2 ani, World Vision România a făcut un studiu în urma căruia a constatat că 60% din școlile din mediul rural, 60%, nu au o bibliotecă. Ei bine, ce lipsește în legea noastră? Spune, da, se vor face, vor fi biblioteci, laboratoare. Cine le va face, cine sunt responsabili și în cât timp și care este bugetul anual sau cumva? Pentru că dacă nu punem astfel de prevederi în lege, se întâmplă cum s-a întâmplat cu legea în vigoare, care prevede că se înființează biblioteca școlară virtuală și 11 ani mai târziu nu avem această bibliotecă școlară virtuală. Paranteză, Republica Moldova și-a făcut anul trecut în pandemie, celălalt an, în câteva luni, o bibliotecă școlară, de fapt, o platformă educațională cu lecții. Acesta este un subiect separat de ce numim bibliotecă, de fapt, o colecție de lecții înregistrate. Dar, mă rog, ce se poate face pentru analfabetismul funcțional? Începem cu elementul de bază, după părerea mea. Eu am fost profesoară de română și formația mea de filolog mă duce spre asta. Nu poți lupta cu analfabetismul funcțional fără să aibă elevii acces la cărți. Și în mediul rural și în mediile defavorizate, copiii nu au cărți nici acasă, nu au cărți nici la școală. Sau au niște cărți foarte vechi, care se destramă și care vorbesc despre realități care nu mai au nicio legătură cu lumea lor și cu lumea pe care o văd la televizor și cu ce trăiesc în jurul lor. Accesul copiilor la carte, după părerea mea, este fundamental. Se poate face nu cu sume exorbitante, dar ar trebui prevăzut foarte clar în lege ce, cum, cine, în cât timp. Se pot face inclusiv, este chiar dezirabil, programe de încurajare a întâlnirilor dintre elevi și scriitorii contemporani, astfel încât copiii să nu mai creadă că n-a mai scris nimeni pentru copii de la creangă încoace. Pentru că așa se crede, la modul serios. Adică asta este o frază pe care o auzi adesea atunci când vorbești despre scriitorii contemporani. Dar ce, se mai scrie în ziua de astăzi? Mai există scriitori în ziua de azi? Se mai scrie pentru copii? Acesta este nivelul minimal. Accesul copiilor la carte. Nu le poți cere unor părinți care sunt familii în risc de sărăcie severă să cumpere cărți când ei nu au bani să-i pună, nu știu, o farfurie de cartofi copilului pe masă. Pentru abandonul școlar, după cum menționam chiar în acea discuție anterioară, există chiar o strategie națională pentru abandonul școlar. Legea, într-adevăr, adresează, cum se spune acum, câteva puncte cu abandonul școlar. Masa caldă în școli și after school, școala după școală, sunt măsuri absolut necesare. Pentru că problema, în special a copiilor care au părinții plecați, care nu sunt supravegheați, este ce fac ei după ce termină școala sau ce fac înainte să ajungă la școală. Și asta ar ajuta foarte mult, însă, cum să spun, pe de altă parte, dacă faci școala după școală așa cum faci școala, adică le dictezi, copiii ăia o să urască și after school, nu mai școala, adică trebuie să ne gândim bine cum facem și asta. Și încă o dată finanțarea, pentru că aici în lege este prevăzut că se face din banii părinților, școala după școală, cu excepția situațiilor în care sunt zone defavorizate și acolo trebuie autoritatea locală, dar autoritatea locală nu e obligată. Eu mă tem cel mai tare de prevederi care sună bine și după 3, 5, 10 ani, oamenii care au propus aceste texte vor zice, dar noi am zis să se facă și să fie bine, de ce nu e bine? Noi am vrut
cineva n-a făcut. Ar trebui să știm cine trebuie să facă, câți bani alocă Ministerul Educației pentru asta și când trebuie să vedem aceste biblioteci. Când trebuie să vedem câte erau anul trecut peste 6.000 de școli care să aibă toate biblioteci școlare funcționale. Da, aș vrea să cităm aici niște comentarii, întrebări primite pe YouTube. De exemplu, Laura Pătrașcu Mancă pune două întrebări mai degrabă retorice. Oare o lege a educației nu trebuie să aibă ca obiectiv societatea de mâine? Are careva curajul să-și închipuie evoluția societății? Iar Ciprian Bolohan pune o întrebare ceva mai precisă. Cine și cum stabilește linia dintre ideea, munca studentului, cercetătorului și îndrumarea profesorului? Sună ca o impostură mascată. Dacă vreți să comentați. Apropo de excelența văzută ca munca profesorului, care se cuantifică sau se evaluează în funcție de rezultatele studenților. Aș vrea să adaug la întrebarea Laurei Pătrașcu Mancă ceva, că din ce ne spune Luminița Corneanu, nu doar că legea educației preuniversitare nu se adresează societății de mâine, dar nu se adresează nici măcar societății de azi, se adresează societății de ieri, de altă ieri, de acum 20-30 de ani. Ea nu ia în calcul nici satele în care aproape că nu mai sunt părinți și copiii stau numai cu bunicii. Nu ia în calcul faptul că formarea profesională a elevilor din foarte multe localități din România este să ajungă în străinătate să muncească la ferme sau în diverse... Sau în construcții. Și pentru aceea trebuie pregătiți. Adică, nu, dacă avem o grămadă de români în Spania, în Italia, în Germania și în Anglia, de ce să nu predăm la școală limbile care îi vor face pe ei să ajungă muncitori de mâna întâi, nu muncitori de mâna a treia în țările în care vor merge să muncească? Adică prima măsură pe care eu aș propune-o în legea educației ar fi ore masiv ore de limbi străine în școli. Dar există, Dana, există profesori? Profesori există de limbi străine? Există profesori, că mai sunt profesori pe acolo, mai există învățământ la distanță, mai există atâtea forme de învățare de limbi străine pe care, dacă vrei să înveți limbi străine și știi să te descurci, le găsești. Nu e ca și bibliotecile școlare și cartea, nu costă foarte mult să faci engleză cum trebuie, să faci italiană cum trebuie, să faci germană, cu viitorii muncitori din construcții, cu viitorii muncitori de la ferme, cu viitoarele surori medicale care vor pleca în Spania sau în Italia. Oamenii sunt educați. Și încă un lucru mi se pare foarte important alături de ceea ce a spus doamna Corneanu. În măsura în care noi dorim să formăm oameni în domenii tehnice, pentru că vrei nu vrei, aici e nevoie, în primul rând, de personal calificat și oamenii muncind într-o economie care deja este globalizată, pot să câștige foarte bine și aici întrebările astea, dacă vrei să-i formezi. E o instituție esențială care ar trebui să-i se acorde mai multă grijă la nivel școlar, internatul. Domnule, trebuie să-i ducem și să-i ținem undeva. Nu îi faci să parcurgă cu când sunt autobuze, când nu sunt autobuze școlare. O să meargă pe jos oare în șir. Da, ca să... Totuși trebuie această instituție a internatului integrată și ea, la fel ca și biblioteca. Eu aș îndrăzni să spun ca mediateca. Efectiv, ar trebui să trecem la nivelul ăsta de mediatecă pentru tinerii din ziua de azi, ca multe alte chestii care, cum să vă spun, când cu adevărat gândești lucrurile astea, le gândești coerent și le gândești ca un parcurs. Nu vă zburați aici și doamna Corneanu, și Doru, și Ciprian au perfectă dreptate. Aici e o varză, lucruri. Eu aș fi curios dacă cineva ar avea răbdarea asta de benedictina doamnei Șercan, să vadă de pe unde au copiat articolele astea. Bănuiesc că sunt o grămadă puse cu copii dintr-o parte și dintr-alta. Ei, nu vă supărați, Ciprian Mihalia a avut perfectă dreptate. Singurul lucru bun care poate fi făcut este retragerea lucrurilor ăsta.
retragere a lucrurilor ăstora. Cum să vă spun, nu pot să nu mă gândesc la faptul că se vor întoarce cu un efect de bumerang asupra tuturor profesorilor care tac. Gândiți-vă, vă rog, asta e pură halucinație, dar gândiți-vă că atunci când se vor da concursurile de directori, aștia să dea teste grilă de legile astea. Da, Ciprian Mihali. Da, să vă spun că se mai creează posturi de director administrativ în cele câte 7.000 de școli sunt în România. Deci sunt încă 7.000 de directori care vor fi salariați de anul viitor, probabil când vor intra. Da? Asta înseamnă încă 7.000 de sinecuri. Prin urmare, e încă o zonă de tampon. Dar îmi aduc aminte, mă gândesc la ce a spus Lucian, care sunt problemele de fond. Problemele de fond, cele mai generale, sunt acestea. Care sunt nevoile la care răspunde la care răspund aceste proiecte de lege și cum încearcă aceste proiecte de lege să le rezolve? Care este viziunea educației, viziunea unei Românii educate? Nu vorbesc de proiectul prezidențial, vorbesc în general. Care este viziunea unei societăți românești pentru anul 2050? Ce fel de societate ne dorim? Ne dorim o societate a excelenței? Foarte bine, avem de 37 de ori în proiectul cuvântul excelență și de 5 ori cuvântul echitate. Atunci, într-adevăr, e o societate a excelenței. Sau ne dorim o societate în care să dăm șansa fiecărui copil să învețe, să ajungă să facă un minimum de școală? Știm care sunt cauzele abandonului școlar? Știm care sunt cauzele analfabetismului școlar? Știm care sunt cauzele rupturii și neîncrederii în sistemul școlar? Identificăm cele 10 sau 20 de cazuri, de cauze și le răspundem punctual. Proiectele de lege nu fac asta. Proiectele de lege, cele două proiecte de lege, sunt proiecte de organizare internă a școlilor și universităților. Sunt proiecte de gestionat. Cel care le-a conceput, al cărui nume nu-l mai dau aici, e un gestionat. Și vă mai spun de ce, pentru că tot dintr-o discuție anterioară, cineva a sugerat foarte bine acest cuvânt, această idee. Dacă vă uitați cu mare atenție în proiectul de lege, cel puțin al învățământului preuniversitar, veți găsi cu termenii de metodologie și ordine de metodologie, mi se pare că este de 100 și ceva de ori, și ordin sau ordin ulterior de 200 de ori. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest proiect de lege stabilește un cadru pe care lumea îl va vota și care face loc necesarmente pentru a fi aplicat legislației secundare. Urmăriți-l pe ministru de fiecare dată când este într-o intervenție publică și spune toate aceste lucruri vor fi stabilite printr-o legislație, prin legislația secundară sau subsecventă. Ce înseamnă asta? Această legislație nu mai este decisă la nivel de consultare publică sau de consultare parlamentară. E decisă prin ordin al ministrului. Ori în moment, sau o ordonanță de urgență care modifică niște lucruri care nu pot fi. Aceea are un grad înalt încă de prezență, dar cele mai multe sunt prin ordin al ministrului. Sunt acele ordine nevăzute. Altfel spus, sunt 140 de cazuri, cel puțin în legea învățământului preuniversitar, în care ministrul își rezervă sieși dreptul de a interveni ulterior pentru a stabili normele de aplicare. Iar profesorii cu care am vorbit și au spus așa, noi dispărem din cadrul de consultare. Noi nu mai putem avea niciun cuvânt de spus, pentru că atunci când ministrul dă un ordin, el se aplică. Deci asta este extraordinar de grav. Legea e formulată vag, ca un ordin de funcționare a școlilor, când se închide, când se deschide, nu știu ce ore și așa mai departe, după care vine avalanșa de legislație secundară. Legea, așa cum e acum, este inaplicabilă. Și este inaplicabilă pentru motiv simplu, pentru că ea stabilește niște cadre generale. Ca ea să se poată aplica, e nevoie de normele metodologice. Norme metodologice asupra cărora nimeni nu are niciun control, cu excepția ministrului și a doamnei Lazăr din preajma lui. Da? Ei, acolo vine drama uriașă a învățământului românesc. Și când spun asta, spun că ele nu răspund. Ambele proiecte sunt proiecte de gestionare în acest moment a puterii, a banilor și a patrimoniului. Asta este tot ce fac aceste două proiecte. Nu au în vedere copilul de mâine, nu au în vedere copilul care intră astăzi în școală și care termină școala peste
câți? 12 plus 3 plus 5 plus încă 2, peste 17 ani. Deci nu știm ce va fi în 2040. Habar nu avem, pentru că nu există un răspuns. Singurul răspuns este ăsta. Se dă cu mătura de la dreapta la stânga, se deschid geamurile în ordinea numerelor pare și etaj cu etaj. Exact atâta fac aceste proiecte de legi și la universitate și la preuniversitate, din păcate. Deci, Lucian, chestiune de fond, nu răspunde proiectele de lege nici analfabetismului, nici abandonului, nici mediocrității din universități, pentru că nu, cum se spune astăzi în engleză românească, nu adresează aceste probleme niciun fel. Bun, am înțeles. Trebuie să ne întâlnim altă dată să vorbim despre educație, pentru că legile educației nu fac asta și noi va trebui să vorbim despre educație la firul ierbii. Facem un an, Dana. Hai să ne unim forțele și facem un an despre educație și despre ce înseamnă educația în 2050. Toate documentele internaționale, UNESCO și toate celelalte. E ora 10, așa că, Lucian Ancu, dacă ai ceva foarte scurt și foarte punctual... La ceea ce spunea Ciprian despre normele metodologice, eu mă întreb, poate voi știți mai bine, are capacitatea Ministerul să dea 150 de norme metodologice pe învățământ preuniversitar, plus câte ori mai fi pe universitar, știu eu, într-un timp rezonabil, știu eu, 3-6 luni de zile. E o întrebare care mi-o pune. E o întrebare cu care vom rămâne. Un răspuns scurt domnului Ancu, că dânsul spunea că e în exil. Așa, să știți că ați nimerit bine. Noi suntem exilul interior aici. Rezistența prin cultură. Prin educație. Da, Lucian, normele nu se dau acum. Normele, timp de 3-5 ani, tot vor apărea norme. Tot. Știi cum e? Când ți se strică un fir, cum îl repari? Îl lipești, îi improvizezi, legi cu sârmă. Asta vom face. Că nu se strică vor masacra legea. Îi vor schimba filozofia, dacă are vreo nu, filozofie. Problema este că multe lucruri fiind declarate prin norme metodologice, cum ar fi, să luăm exemplu bibliotecilor, da? Care va fi stabilat prin, până când nu se dă norma, care poate să vină în 7 ani, nu se va mișca nimic pe problema aia. Fiindcă nu există norma metodologică de aplicare. De altă parte, așa cum semnalează Octavian Voiculescu pe YouTube, situația asta ne este familiară, nu? Că legea din 2011 a fost modificată în fiecare an de câte 10 ori. De aceea discuția noastră din seara aceasta purtea ca subtitlu Perpetua reformă din învățământul românesc. Dragii mei exilați, o să ne mai vedem. Vă urez vacanță plăcută și vouă și tuturor celor care ne-ați ascultat în seara asta. La toamnă reluăm să discutăm despre educație. Până atunci, cine știe ce se mai întâmplă. Mulțumesc invitațiilor din seara asta. Mulțumesc, Petru, pentru că am condus împreună discuția. Și să ne vedem cu bine și sănătoși la toamnă. Vacanță plăcută tuturor! Asemenea. Mulțumim, și vouă! La revedere! La revedere. La revedere.